Eu sunt Camelia și astăzi vă prezint aluat de cozonac cu gălbenușuri. Să vedem modul de preparare. Avem nevoie de 400 de grame de făină albă de calitate, 12 grame de drojdie cu 2 lingurițe de zahăr și 2 lingurițe de lapte. Adăugăm 50 de ml de lapte, amestecăm bine. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm să crească, să-și dubleze volumul. După ce și-a dublat volumul, adăugăm 150 de grame de zahăr, 12 gălbenușuri, coajă de la lămâie și de portocală, 100 de ml de lapte, 4 grame de sare și amestecăm toate ingredientele. Adăugăm 125 de grame de unt, câte puțin. Acoperim și lăsăm la crescut. Acesta este aluatul nostru de cozonac pufos. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună tuturor!